pupat, Bruha! Te-am pupat, ești aici alături de noi. Pupi, iubi. Am vorbit mai devreme despre America Express și concluzia este că e bine România. Da. Și motivul pentru care te-am chemat astăzi aici este că lansăm o serie de interviuri la Virgin Radio sub numele de Yazi Soro, în cazul tău. Și vreau să abordăm subiecte de-astea, psihopupu, sănătate mentală, experiențe, valori, etc. Și este foarte mișto să auzi subiecte dezbătute de artiștii pe care îi admiri, subiectele astea dezbătute de artiștii pe care îi admiri. Și o să facem un pic trecerea de la Bruha și o să vorbim cu Teo. Și să-mi schimb și vocea și tot. Da, te rog. Bună seara, suntem alături de Teo. Da, bine v-am. Teo este un copil. Sunt de fapt un copil mic. 14 ani și... Cam așa este, de fapt. Crezi? Este, nu știu. Teo este copilul sau este adultul dintre Teo și Bruha? Nu, cred că sunt ambele personaje, dacă pot să le spun așa. Ambele euri sunt adulte. Doar că Teo... Cum să zic eu? E foarte greu să faci diferența între personaj și viața reală, mai ales când ești la începutul carierei muzicale sau carierei artistice în general. Mulți nu fac diferența între astea două și își ghidează viața după ceea ce prezic, ce dau, ce creează, știi? Și recent am înțeles care e diferența dintre una și alta. Teo este o persoană normală, care se îmbracă normal și salută lumea pe stradă și e foarte nice. Bruha este ceva ieșit din comun, este, cum să zic eu, nu personaj, ci mai mult zi ăsta, cam un lapsus. Super erou. E ceva ce mi-aș fi dorit să fiu atunci când eram mică. Bruha este persoana... pe care mi-aș fi dorit eu să o cunosc atunci când eram mică, de la care aveam ceva de învățat sau aș fi vrut să am ceva de învățat, știi? Chiar stăteam așa și mă gândeam și cred că noi toți, artiștii, suntem un pic narcisiști. Știi că cei care suferă de Narcissistic Personality Disorder au eul real și eul fals. Și acel eu fals este un zeu și cred că fiecare artist și-a creat acest zeu. Ai putea spune și asta, într-adevăr. Și spui lucruri pe care, mă, normal, nu le-i spune. Că sunt mai incisive. Nu neapărat. Sunt la fel de incisivă și în real life. Ok. E mai mult de... Asta zic că mi-e foarte greu și acum să fac diferența 100%. Dar este... Uite că mi-a spus cineva ceva de genul că un doctor nu poate să fie el însuși 100% atunci când, nu știu, un doctor chirurg, să zicem așa, nu poate să fie el 100% însuși atunci când operează, pentru că asta e jobul lui. Și asta, înțelegi ce vreau să zic? Face diferența dintre persoana lui și jobul pe care îl are. El la muncă trebuie să aibă o anumită prestanță, trebuie să vorbească într-un anumit fel, știi? Asta clar. Și cam aici se delimitează situația. Cam aici încerc și eu să-mi dau seama care este linia dintre una și cealaltă. Învăț că de asta sunt aici pe planetă. Eu cred că este sănătos cumva să acceptăm că avem mai multe fațete. Da, categoric. Și că nu poți să o ții langa pe aceeași chestie. Da. Am văzut într-un interviu de ale tale că le recomanzi oamenilor să lase telefoanele deoparte. Da. Ce experiență? Cum ai ajuns la această concluzie? Eu aveam înainte un telefon vai mama lui și obișnuiam să am mai multă grijă de mine și să fiu mai mult atentă în interiorul meu și asupra, nu știu, hobby-urilor mele și așa mai departe. Făceam tot felul de lucruri care mă făceau să mă simt bine. Acum sunt mult mai, de când am telefon, mai performant. Simt că îmi dedic mai mult timp mediului exterior decât mie. Și asta m-a făcut să realizez că, bă, nu e ok, trebuie să-l las mai mult deoparte și să-mi văd de viața mea de zi cu zi, că mâine... Uite, mi-a căzut odată curentul în casă, tot, îți dai seama, pică Wi-Fi, nu are calculatorul, n-ai nimic. Ce faci? 3G, 4G. Nu, dar ce faci în momentul ăla? Am realizat că, bă, în momentul ăla trebuie să mă apuc să fac niște lucruri. Eu aș fi stat în mod normal, nu știu, pe Instagram, aș fi făcut un live sau cine știe ce... Rahat pe băț, scuză-mă că zic asta. E ok, Rahat pe băț. E de la turcesc. E de la turcesc, da.
Știi, și am conștientizat asta, că bă, trebuie să-mi văd mai mult de viața mea de zi cu zi și să tratez telefonul, cum ai și spus tu, ca pe un, cum ai și zis tu, da, zi, ca că pe un obiect asta de asta era muncă. Una din, ți-am spus, dacă telefonul este o unealtă, sau exact. O extensie. Da. Uneori este o extensie, uneori este o unealtă. Eu prefer să-l văd ca pe unealtă. Am dat mute tuturor persoanelor pe care le-am la follow pe Instagram. Nu mă interesează viața nimănui. Vreau să mă întâlnesc cu tine și să-mi povestești tu ce ai făcut, prin ce ai trecut tu. E mult mai real, e mult mai ok și mult mai frumos, să zicem așa. Sunt total de acord și cred că chestia asta vine din nevoia tuturor de a arăta pe internet că duc numai și numai o viață bună. Da. Și de multe ori te gândești, bă, da, chiar le merge numai bine tuturor? Da, îți dai seama că uneori nu știu dacă te frustrează, dar parcă nu mă interesează atunci când îmi încep ziua să văd toate viețile tuturor, cum se întâmplă așa consecutiv. Știi? Ce a făcut ăla? Unde se duce ăla? Ce se întâmplă cu ăla? Nu mai vreau asta. Mi se pare că trebuie să-mi văd de viața mea și să-mi pese de cine cred eu că trebuie să-mi pese și atât. Mi se pare o concluzie foarte bună și foarte sănătoasă și să știi că treaba asta cu mute-ul am adoptat-o și eu. Mi-a schimbat viața. I know. Deci îi sfătuim pe oameni să dea mute. Da, pentru cine? Eu mă uit la oamenii, nu știu, de care îmi pasă, la story, să zicem așa. Și ultima întrebare acum pe final de interviu, că știu că trebuie să ajungi undeva. Da. Foarte scurt, cât de importante sunt hainele? Pentru că avem în rândul ascultătorilor și tineri, maică tineri, care pun foarte mult preț pe haine. Și hai să vedem ce părere are Bruha despre hainele copiilor, să zicem. Atâta timp cât nu creează o presiune socială asupra copiilor, mai ales în școli, eu zic că hainele sunt destul de importante. Dar s-a exagerat un pic și cu treaba asta, pentru că se creează un anumit bully. Eu am trecut prin asta la școală, deși nu era în vogă atunci să ai neapărat tot ce-i la modă și ce era atunci scump. Nu-și permitea mai nimeni. Acum parcă toată lumea, nu se pare că parcă toată lumea încearcă să-și permită ceva de genul câte trei linii, câte un noi suntem, văzut, știi? Noi să suntem țara care și ia mașină de firmă, o pune pe gaz și stă, da, în garsonieră. Lamborghini pe gaz. Și Porsche și toate brandurile. Mercedes, Dacia. Măcar să ne sponsorizați toți, dacă tot am zis. Purple Lamborghini. Yes, yes. Da. Și eu am fost buluită în școală, în copilărie, pentru faptul că noi n-am fost o familie cu foarte mulți bani. Da, nici. Și mă îmbrăcam din bucurobor. Da. Și recunosc că în momentul în care am înaintat în vârstă un pic, am început să-mi cumpăr în prostie haine, până când am ajuns înapoi în punctul în care mi-am dat seama they don't fucking matter. No, they am don't. Ajuns. Nu, chiar nu. Nu. În viața unui artist, da, contează. Dar așa, on a daily basis, bă, nu te stresa prea tare. E ok să ai o pereche de ceva acolo să te lauzi, cum ar fi hainele de mall, sau cum se zice. Dar mai bine pune preț pe a te îmbrăca în interiorul tău cu ce trebuie, cu informații și mai puțin cu țoale de firmă. Da, dar dau bine. Dau bine când dau vezi bine, firma. Măi, adevărul că și... dacă le ai pe amândouă. Știi că și eu mă simt într-un fel când nu pun brand pe mine și când pun brand pe mine. Se simte diferența. Se simte, se simte. Da, ai un flair acolo. Păcat că se strică unele la fel de repede ca cele luate din bucurobor. Nu mai zic nimic. O să te las să te duci la ce antrenament te duci? La ninjutsu. Ninjutsu, sună, mă duc la băiatul meu de la atelier ninjutsu. Vreau să mă fac un ninja, frate, vreau să devin Hokage. Și recomand sportul. Duceți-vă la sală, duceți-vă, faceți un sport, vă ajută psihic, vă ajută fizic, din toate punctele de vedere, la psiholog și la sală. E cel mai tare lucru pe care ați putea să-l faceți pentru voi. Tu ești foarte tare și mai avem 9 secunde în care doar o să-ți mulțumesc foarte mult că ți-ai rupt din timp să vorbim despre lucruri. Mulțumesc și eu și îmi cer scuze că am venit. Nu e problemă, că eu am jurat mai devreme. Asculți Virgin Radio cu Alina Chin.